Cum recunoști, cum disceri ce ți se potrivește? Trăind, făcând greșeli, realizând lucruri mărețe, făcând iar greșeli, căzând, ridicându-te, iar căzând și tot așa, trăind. Majoritatea oamenilor se tem să trăiască, se tem să facă greșeli, când de fapt, fără ele, nu ai cum să crești. Dar există oare vreunul dintre noi, când eram copii, care prima oară când a încercat s-a ridicat două picioare și a început să meargă, există vreoare unul care a mers din prima, fără să cadă? Dar te-ai mai împiedicat și ai mai căzut și peste 10 ani și peste 20 de ani, când se pretindea că știi cum să faci asta. Și care e problema? Nu este absolut niciun fel de problemă. Să cazi face parte din viață. Dar să știi să te ridici de fiecare dată după ce ai căzut, e bine, asta este o artă pe care o dobândești cu cât începi să te implici în studierea vieții, în cunoașterea ta, în cunoașterea de sine. Lucrurile astea nu vin peste noapte. Vin ca și rezultat a faptului că te interesează. Te interesează ce tine. Te interesează să afli real, dar real, de ce suferi.